bine v-am găsit. Data de 23 iulie 2024 am ajuns undeva pe la jumătatea stupinei, cred că nici acolo, cu extracția mierii, și am venit la un stup a care istorie este în felul următor, adică această colonie a fost infectată cu puiet văros și în luna februarie-martie am observat prima problemă la el, prima dată, după care s-a infectat foarte tare, deci cred că a fost undeva o infestare de 50%. Era singurul stup. Aveam la dispoziție diferite tratamente, izolarea stupului, diferite metode, dar cercetând și vorbind cu diverse persoane care în trecut au avut de-a face că asta când a fost în trecut puiet văros, nu e chiar adevărat, a fost și în trecut, am decis să vorbesc cu oamenii să văd păreri împărțite la fiecare. Ce s-a întâmplat? Deci am un domn care are o vârstă respectabilă, undeva la 80 de ani. A zis că în perioada când avea dânsul albine în trecut, singura metodă viabilă a fost înlocuirea reginelor, dar nu cu orice. Adică bagi în colonii infestate regină și vezi care regină curăță acest puiet văros, unde se vindecă colonia de la aceste regine, fiindcă nu toate sunt capabile să vindece puietul văros, doar câte una. Iar când o găsești, atunci o notezi și folosești acea regină în stupina ta și astfel nu mai apare puietul văros niciodată. Norocul pe mine a fost că am avut anul trecut două sau trei astfel de colonii cu puiet văros. Le-am tratat cu diferite rețete. Una dintre ele este și pe canal cu puietul văros, folosind hrean, scorțișoară și alte elemente antifungice. Au dat ele rezultate, dar problema nu este că combați boala existentă, problema este că va persista. Deci ai curățat anul ăsta, anul viitor iar apare și tot așa. Dar norocul meu a fost că am găsit un stup care anul trecut avea văros. Regina a dispărut și a primit o regină, o altă regină, care la acea dată nu a atras atenția cu nimic. Dar în primăvara asta a atras atenția că s-a dezvoltat foarte bine, exploziv, după care am văzut că puietul văros a fost eradicat în totalitate. Iar acum ce am făcut? A intrat și în frigurile roitului și le numesc regine imune la puiet văros, fiindcă odată introdus într-o colonie astfel de regină, nu mai ai probleme. Și această colonie care a fost infestată singura din stupină, am dat o regină, o botcă de la acea familie intrată în friguri, să văd ce se întâmplă. Și surpriza mea este că a curățat colonia de puiet văros fără niciun alt tratament. Deci, un lucru plauzibil este că utilizarea unei albine rezistente la puiet văros este foarte bună, mult mai bună decât diferite tratamente aplicate. Iată, avem și a crescut și făguraș. Coloniile bolnave nu cresc făguraș, sunt bolnave, nu se dezvoltă. Și acum am venit să-i scot mierea fără nicio problemă. Este
precum se vede, e o colonie frumoasă la această dată. Încă ne aflăm pe data de 23 iulie 2024. Dacă vreți să scăpați de văros, în stupina dumneavoastră este soluția de cele mai multe ori. Bun, eu acum iau ramă cu ramă să văd câtă miere are. Dacă extrag miere de la dânsa sau nu, sau dacă are nevoie de spațiu pentru o oată. Dacă nu, îl lăsăm în pace. Iată, are ceva miere pe o parte, prima ramă. Această colonie mă interesează acum să urmăresc și pentru anul următor. O să și curăț marginea. Intrarea la iernare trebuie să mențină colonia la maxim, dar arată foarte, foarte bine pentru o colonie ce a fost infestată cu puiet văros și schimbată regina. A fost singurul care a mai fost cu probleme. După asta, după colonia asta, totul e curat în stupină. Bine, aici este miere de extras, acestea două rame, dar trebuie să urmăresc exact câtă miere are, pentru a nu cumva să greșesc, să iau prea multă miere din colonie. Există acest risc să iei prea multă miere și atunci colonia va regresa. Să iei stocul de miere ar fi o problemă. Și aceasta e o ramă cu miere, dar nu-i căpăcită. Aceste rame cu miere necăpăcită sunt rezervele coloniei care intră în consum imediat. Să văd ce coronițe are, dacă are coroană zdravănă, atunci se poate îndepărta, să zic așa, ramele cu miere căpăcite. Dacă coroana e subțire, atunci nu. Bun. Aici avem ouă depuse. Și aici sunt ouă depuse. Eclozează albinuța, mai sunt câteva celule. Deci e o coroană destul de bogată. Acest lucru îl urmăresc. De acum coroanele se lasă în jos. Asta dacă are de unde să îngroașe, de obicei ia mierea de pe mărgini și o adaugă la coroana deasupra puietului și ele vor ierna astfel. Și aici este larvar suficient și coroana bunicică, să-i zic că e o coroană bunicică. Nu trebuie foarte multă miere. Dacă reușești să faci acest echilibru între miere și puiet, să știi cât se estimezi, atunci la colonie nu mai trebuie să-i faci nimic după această intervenție. Este albinuță
suficientă. Aici este o ramă de care nu prea are ce căuta. Iată, o ramă cu miere și cu păstură. Bun, deci în acest moment am decis că cele două rame vor fi scoase din colonie, iar această ramă, aceasta e blocată, o pune pe mijloc, așa procedează. O să-i fac loc și duc ramele respective, le duc la extracție. Așa. Putem folosi un pic de apă cu oțet, să nu se înțeleagă greșit. Dăm un pic deasupra. Și acum această ramă o duc frumos la extracție. Deci orice ramă ce o poți considera, o poți duce la, o duci la extracție frumos. Iată o ramă bună de scos. Bun, o să scot și a doua ramă. Durează un pic, dar dați acolo, dați mai înainte filmul, nu e nicio problemă. Și aceasta o să vină scoasă. Deci de acum putem face acest lucru, să scoatem ce considerăm că poate fi scos, în general astfel de rană. Bine, acest lucru este benefic al binei, să scoți ramele cu miere, dar să-i păstrezi și echilibru. De exemplu, această ramă care e în mijloc, pe care se află și păstură și miere, aceasta este ideală pentru a intra la iernat. Așa o să intre foarte, foarte bine la iarnă. Trebuie să le curăț de acum. Fiindcă în mod normal nu mai intervii o lună de zile la această colonie, nu prea mai ai ce face. Și acum, dacă am văzut care e situația, aceste rame vin organizate una după cealaltă. Cu oțetul ăsta poți să dai și pe mânuși și un pic pe haină, poți să dai și albinele nu mai se apropie de tine.
Bun, acum, dacă am văzut cum ce am putut să scot, ce miere, curățăm bine, bine ramele și organizăm cuibul din partea stângă. Acum depinde cum îți place să lucrezi. Mie îmi place din stânga spre dreapta, din perspectiva mea, acest lucru. Așa, curățăm și atașăm ramele frumos. Voi vedea cât de mare va fi cuibul, dar încă este albină. Este albină suficientă, arată bine de tot. Există puiet larvar frumos. Și acum putem să accelerăm această cantitate de puiet larvar. În anii trecuți mai curățam eu ramele așa, dar le curățam mai târziu și în octombrie e mai dificil de umblat. Acum le curăț mai ușor. Bun? Așa, trecem mai departe. Deci este o colonie perfect normală, având în legătură problemele care le-a avut în trecut cu puietul Vărăs. Iată ce frumos arată și puietul. Deci matca a făcut toată treaba, dar e o diferență că este o matcă PV, adică rezistentă la puiet Vărăs. Putem așeza cuibul așa cum ne dorim. Aici la mijloc a fost el separat un pic de acea ramă cu păstură și cu miere. Bun, îmi place foarte mult cum arată colonia, n-ai ce să cer mai mult. Într-adevăr și acidul formic a curățat colonia de varroa. Am oprit temporar tratamentul cu formic până extrag mierea. După ce voi termina cu extracția mierii, o să vin din nou cu acid formic și în funcție de temperaturi voi alege metoda de tratament, adică concentrația acidului formic, mai bine zis. În general sunt curate, dar varroa există. De varroa nu scap niciodată. Dar un echilibru perfect în colonie, să menții în așa fel încât virusul să nu se propage, că de fapt varroa este mai periculoasă în momentul în care propagă virus decât varroa în sine. Virusul aceea scurtează viața albinei și apar așa zisele depopulări. Bun, aici avem o ramă goală, cred că e plină cu larvar, la cum o simt eu la mână. A eclozat albinuța și matca a depus ouă. Foarte frumoasă organizare. E ceea ce trebuie. Puiet tânăr și mătcuța ar trebui să fie pe aici. Da, este aici. Matcă frumoasă, sănătoasă, tânără, fiindcă ea aparține din botcă de roire. Așa.
Deci am văzut o treabă foarte, foarte frumoasă aici, la această colonie. Deci iată ce frumos se poate vindeca un astfel de stup de puiet văros. Doar cu ajutorul unei regine, aceasta este foarte valoroasă în acest moment, din cauza acestei rezistențe la puiet văros. Să văd dacă și aici are puiet. Da, ce puiet frumos încă, deci. Dacă mă întrebați pe mine dacă e posibil așa ceva astă primăvară, păcat că n-am făcut un film atunci, fiindcă eram sceptic că se poate vindeca stupul astfel, dar iată, se vindecă fără probleme. Tot ce aveți nevoie, să identificați o astfel de regină. Normal, anul viitor va fi prima pe listă la înmulțire, chiar dacă este o regină de roire. O să fac eu, cum să zic, dacă vine fumul ăsta, să mai pun niște cartoane. Am lăsat fumul să se ardă și ca să țină mai mult trebuie adăugat cartoane în continuu, să se aprindă și acele cartoane. Sper să se aprindă aceste cartoane, că după aia mai adaug. Așa. Mai faci diferite lucruri în timpul filmării, așa că mă opresc, mergem înainte. Bun, deci aici puiet are foarte bine, are pe 6 rame puiet și larvar pe 3. E superbă treabă. Să vedem mai departe acum. Aceasta e o ramă cu hrană. Și ce am să fac cu această ramă cu hrană, chiar dacă are ea acolo loc, arată bine locul, aici trebuie adus niște rame cu spațiu, nu are foarte multă mâncare, dar ce are în stup o să fie suficient. Da? Deci această ramă cu aceea plus coronițele vor fi suficiente. Asta văzând anii trecuți. Bun, acum ca să eliberăm spațiu pentru orice eventualitate, am rame date la centrifugă și am să îi le aduc. Folosesc oțet cu apă, să nu se înțeleagă greșit. Mă duc să aduc ramele respective. Deci, în cazul acestei colonii, treaba e în felul următor. Ca să văd care ar fi mai bună de ouă. Bun. Astea le voi pune în marginea, să le curăț. În momentul în care extrag mierea, nu mai mă apuc să curăț și ramele, le curăț acum. Aceasta o voi pune în margine și albina va decide dacă are nevoie de ea sau nu. Punem, dăm cu apă, cu oțet, frumos, pentru a evita un eventual furtișan. Apa cu oțet este un repelent excelent pentru albina. Așa,
Albina va veni treptat pe ea și atunci nu mai avem problemele acestea. Bun, strâng un pic ramele. Sper să-mi încapă și a doua ramă. Asta este o ramă bună, bună de oat. Cu toate că am regine foarte bune în supină, cea mai valoroasă la ora actuală este aceasta, care rezistă la boli, este imună, mai ales la puiet văros. Așa, adăugăm această ramă lângă cuib, chiar lângă matcă. Bun. Și ultima ramă. Mai sunt rame care au avut, să zic așa, miere cristalizată. Acea miere cristalizată din rame, să vă arăt, deci sunt zone unde a cristalizat mierea. Asta înseamnă că a fost miere din primăvară de la rapiță. Și odată identificată e bine să o scoți. Albina va ști cum să o prelucreze, fiindcă tu n-ai cum să o scoți din rame, și atunci o dai la albine, îmbăiată bine, bine, în oțet, în apă cu oțet. Bun. Sper să ne încapă ramele. Facem loc cât se poate. Așa. Bun. Gata, stupul acesta nu mai are nevoie de altceva decât mă deranjează gâtul ăsta. Nu mai are nevoie decât de tută proteică. Punem această tută proteică care îi va fi cu folos. Bun, o să mai vin eu la el ca să-i pun mâncare. O să-i punem mâncare și tratamentul cu formic, punem invers, îi las un pic de aer și îl închid. Așa, foarte bine, punem păturică, acest stup este pregătit, chiar dacă nu mai intervii deloc în el, poate ierna până la primăvară, chiar și fără tratamente, fiindcă în momentul acesta stupii sunt curați. Bun, urdinișurile nu uitați să le strângeți. Urdinișurile nu le strângeți doar pentru furtișag, să vă arăt cât de mic este la astfel de colonie urdinișul. Strânge urdinișurile și pentru a se poate apăra de viespi. Bun. Capcanele pentru viespi în stupină mai mult atrag viespii și o să-ți cauzeze mai multe probleme. Eu mă apuc de un alt stup. Până data viitoare, numai bine!